Peruanele GRICFR din Buzău, care arată ca după bombardament, vor fi primenite. După mulți ani de așteptare, conducerea regionalei CFR Galați a finalizat licitația de atribuire a lucrărilor. Astăzi, în prezența reprezentanților primăriei Buzău, conducerea regionalei a predat peruanele către firma care va executa lucrarea. Acesta va cuprinde doar reabilitarea persoanelor, nu și a pasajului subteran. Începem cu reabilitarea peronului 2 și 3, datorită stării jalnice. Termenul de execuție e 4 luni de zile, sperăm să ne lese și vremea. E perioada de sfârșit de an și asta e capricioasă, ca să spun așa. Inclusiv scările de acces, care vedeți și dumneavoastră, la peronul 2 și 3, sunt într-o stare mai precară, ca să spun așa. Pasajul nu, nu intră pe lucrarea asta. Lucrările de înfrumusețare a peroanelor vor fi finanțate cu 9 miliarde de regionala CFR Galați. Potrivit constructorului, lucrările vor demara în noiembrie și se vor încheia după 4 luni. Se reabilitează peronul 2 de la liniile 2-3, inclusiv copertina, peronul de la linia 4-5, de la liniile 4-5 și intrările în pasaj, accesul în pasaj de la aceste peroane. Peronul de la linia 2-3 va fi asfaltat și cel de la linia 4-5 se vor schimba bordurile și va fi pavat cu pavel. O prioritate pentru primăria Buzău este și refacerea pasajului subteran către cartierul Mihai Viteazu. Oferim tot sprijinul pentru obținerea cât mai rapidă a documentațiilor la primăria municipiului Buzău. Vorbesc de certificat de urbanism, autorizație de construcție. Și vom continua demersurile, chiar acum discutam în biroul șefului de gară, ca pe viitor poate, printr-o hotărâre de guvern, pasajul să revină în proprietatea municipalității pentru a-l putea îngriji așa cum trebuie, având în vedere că avem foarte mulți cetățeni ai municipiului care traversează acest pasaj către zona industrială, acolo unde și-au locul de muncă.